Informația momentului vine de la ANM, chiar în aceste momente. Mihai Timu în direct la Euronews acum. Mulțumesc pentru asta. Cum se încheie săptămâna, domnule Timu? Bună ziua, bine v-am găsit. Din păcate, cu acest val de căldură care se tot intensifică, deja de astăzi codul portocaliu intrat ieri în vigoare pentru 7-8 județe din sud-vest, se extinde pe toată partea de vest, sud-est, parțial și de centru a țării. Așteptăm maxime de 36 până la 39 de grade. Restul țării, adică partea estică a Transilvaniei, Maramureșul, Moldova și litoralul, să rămână astăzi în cod galben, maxime de 33 până la 37 de grade. Mâine, vineri, continuăm să extindem codul portocaliu pentru aproape toată țara. Mai rămân mâine în cod galben doar Maramureșul, estul Transilvaniei și zona litoralului. Urmând ca sâmbătă și duminică în weekend, din păcate acest val de căldură să continuă să intensifice și să se extindă, motiv pentru care vom avea chiar cod roșu pentru zilele de 13 și 14 iulie. Ne referim la Crișana, Banat, județele de acolo, Oltenia, Muntenia și Moldova. Aici așteptăm maxime frecvente între 37 și 41 de grade și disconfortul termic va fi unul deosebit de accentuat în aceste zone. Indicele de temperatură umezeală va depăși cu mult pragul critic de 80 de unități. Nu mai punem că și nopțile vor fi cu disconfort termic, vor fi nopți tropicale în care temperaturile nu vor coborâ sub pragul de 20 de grade. Urmând ca sâmbătă și duminică, Maramureșul, Transilvania și zona Dobrogei să fie de fapt în cod portocaliu pentru maxime între 35 și 40 de grade, mai puțin zona litoralului, unde vom mai avea totuși un pic un aer mai respirabil, maxime de 32 până la 35 de grade. Practic, domnule Timu, o căldură severă care, logica ne spune, se va prelungi și săptămâna viitoare. Da, din păcate sunt semnale, de tot urmărim acest semnal, că și cel puțin în prima parte a săptămânii viitoare până spre miercuri, joi, acest val de căldură nu va pleca de aici, din partea de sud și sud-est, rămâne blocat. Într-adevăr, va rămâne cumva la aceeași intensitate. În funcție de evoluția lui, cu siguranță vom emite noi avertizări generale. Pare ca acest val de căldură să fie unul mai lung ca durată comparativ cu cel din 2007. Atunci am avut 10 zile de caniculă consecutive în care am avut codul roșu, când s-a emis și primul cod roșu din istoria codurilor roșii de caniculă pentru partea 5 județe din sudul țării. Se pare că acest val de căldură va fi, cum spuneam, mai lung ca durată, dar deocamdată să vedem dacă la fel și de intens, pentru că atunci, în 2007, ne-am apropiat de 20 de recordul absolut, am înregistrat 44,3 grade la Calafat. Deocamdată, estimările noastre sugerează că în zilele următoare vom rămâne aici cu temperaturile undeva până în 42 de grade, dar vom mai actualiza cu siguranță în zilele următoare aceste avertizări.